linie continuă, frate, aici e sinucidere curată ce am făcut eu. Mamă, m-a furat. Mașina merge de rupe, sincer, e un Fiat, e bestial Fiatul, chiar n-am știut că Fiaturile sunt încheiat așa de bune. Dar de acum încep și eu să mă pricep la mașini cât de cât. Cu ocazia asta, mamă, mă bucur că am condus-o. Parcă mi-e greu să mă despart, că e spațioasă, e largă, merge bine, consum mic, mai ales că e full option, deci chiar e o capodoperă. Mai ales că e bună, e bună pentru, când se cheamă, familie. Ai spațiu, un portbagaj, ai... E bună pentru orice, pentru orice, pentru, mai ales dacă stai la casă, ai de cărat mai multe lucruri, e perfectă. Ia să vedem, poate reușesc și îl depășesc. Pun și eu mașina asta în funcțiune, ia să vedem, hai că nu e nimeni. E linie continuă, aia e. Și nu trag în peco. Nu trag în peco aici, atâta, sigur, sigur e un hotel pe aici pe undeva, poate îl văd. Dar nu mai puteam să stau în spatele lui. E, efectiv mi-a tocat nervii tirul. Hai să dau cu fază lungă, poate vă mai bine. Barieră, mâncați aș frățel. Hai că nu trebuie să stau. E liber. Să opresc faza lungă. Ia uite-te ce frumos e pe aici. Capodoperă. Capodoperă. Chiar cine știe unde am fost, frate. Foarte frumos. Sătuc, orășel, ce naiba era. Că n-am apucat să citesc bine de pe tabliță. Chiar arăta foarte bine. Dacă continui drumul așa, ajung la destinație. La miază și gata e. O să dorm la om acasă. Să nu uit, să nu uit să-l mai sun o dată. Totuși, o să-i trimit un mesaj mai îndată și îi spun pe unde sunt, că m-a rugat tot timpul să țin legătura, nu contează, dar nu o să-l sun la ora asta, vă dați seama. Nici măcar nu știu cât e, 2-3 noaptea. Îi trimit un mesaj și îi spun că noptez în locul cu Tărescu. Na, e preferința lui să știe. E nerăbdător să afle de mașină, să o vadă și așa mai departe. La domnul a fost cu... A fost înțelegerea pe o sumă de... O mașină bună cu dotările și spațiu și așa mai departe. Caracteristicile pe care dumnealui le dorește. Deci uite mașina. Fiat Doblă. Ia uite un service aici, atât avem după GPS. Oare pot să trag în parcare la service? Mă trezesc mecanicii dimineața să mă mut de aici. Nu o să fac treaba asta. E urât să dorm în mașină, chiar dacă e foarte frumos în spate, foarte spațios. Nu vreau să dorm în mașină până la urmă. O las cât de cât așa mai ușor, că cine știe că până acum am văzut eu poliția prin trafic, radar și toate cele, dar... Eu aveam mașini în față care mă limitau la viteză, ceea ce m-a ajutat pe de-o parte. Că dacă era după mine, cred că eram cu 3 ani și permis, o suspendat pe viață. Hai să-i dau acum la ieșire. Ia uite ce frumos se înfinge în drum. Mamă, dar e liber pe aici. Uite că l-am ajuns pe cineva, hai să reduc viteza, că sunt în localitate.
Și uite aici, numai bine am ajuns. Vai, ce bine că am găsit aici. Ok, să dau leacă mai în spate. Uite atât că stătea pe o parte. Gata. Cam asta e. Dacă e, ne mai auzim noi. Pa, pa. Bună dimineața. Și uitați-mă din nou la mașină. Am dormit aici. Am dormit câteva ore și eu 3-4 ore acolo. Acum, clar, pot să continui drumul cât de cât. Haideți să intrăm în mașină și povestim pe parcurs. Ok, hai să dăm ok. Uite ce frumos merge. Ok, semnalizăm că ieșim de aici, nu vine nimeni. Ușurel. Uite și poliția. Da, uite cum stau. Cu radarul era MCV-ul. Păi, îți dai seama. Că de-abia am pornit și i-am găsit, apoi cred că iarăși pe drum peste tot, cred că îi găsesc din nou. Ușurel pe aici, atât, mamă, ce greu mi-e să mă mișc pe aici, să învârt de volan. Da. Am dormit pe o parte. What? Era o mașină de poliție în civil. Hai că asta e nou, frate, adică chiar îl prinsese pe unul. Deci mai încolo era un MCV, după ce treceai de acel MCV și de dai în gură, ci că să recuperi timpul mort din cauza MCV-ului pe care l-ai pierdut tu, ce să vezi, frate, că te lua poliția. Din nou. Că erau, cum se cheamă, cu una neinscripționată. Hai că am oprit motorul, da. Hai că dacă e... Mă știți voi, nu a fost cu intenție, dar așa e când ești începător. Dacă intru și în zalău. Să las ușurel pe aici. Trec pe banda asta altă. Acum trebuie să caut și eu un loc pe undeva să cumpăr și eu ceva să mănânc, să beau, să am pe drum. Că n-am rămas cu nimica de mâncare și de băut. Și după care mai stau un pic și cred că pe la un 8 sub clientul să-i spun unde sunt. Iarăși din Neamț, tocmai pe aici, iată. Interesant. Hai că s-a făcut verde. Haide, mișco. Mișco. Așa se procedează în România. S-a făcut verde, ultimul trebuie să anunțe pe primul că a văzut semaforul. Știe de culoare. Ia să vedem noi. Mamă, dar cu oglinda asta nu știu ce probleme sunt. Haide că vreau să schimb banda și unde să o mai schimbi acum? Se duce, se duce, se duce. Ia să ne asigurăm, totul e ok, o luăm tot înainte. Am uitat să-mi setez GPS-ul, să pun adresa. Da, hai că o leacă pe aici mă descurc eu să ies. Dar cum fac cu telefonul? Că eu n-am încărcător la mine și n-am cum să-mi încarc și mi s-a descărcat, știu că am văzut. Deci cum fac? Trebuie să trag pe aici pe la un chioșc, pe undeva să cumpăr un încărcător auto. Hai că îi dau așa. Uite aici. Hai că mă lasă băieții. Păi cum fac? Trag într-un peco. Deci ajung la peco tot înainte, tot înainte. Uite. Uite, am văzut peco. Trag în peco, îmi cumpăr încărcătorul. Pun telefonul ăla că l-am încărcat, îmi beau o cafeluță, iau un covrigel. După care sun și eu clientul, stăpânul. Sunăm stăpânul nostru și îi spun cam 4 ore cred că ajung la el să fie pregătit cu restul de bani. Mai are să-mi dea pe transport. Mașina a achitat-o el, dar banii pe transport să-mi dea. Acum, sigur, vă întrebați cât cer eu pentru o cursă.
Păi asta depinde. Depinde de mașină. Mamă, ce am oprit aici. Deci asta depinde de cursă, depinde de mulți factori, de distanță, de unde vrei să o aduc, frate, de unde vrei să ți-o dezmembrezi, că pe ei se dezmembrează, nu altceva. Ia uite-te ce drum praf, o las ușor. Ia uite ce frumoasă Scania. Hai că tu ai semnalizat deja. Ok, și o luăm pe aici. O, ușor. Ușor că se rupe în două. Dar aș vrea să stau și eu pe aici, prin zona asta, în afară de drum, frate, să-l asfalteze, că îmi place zona. N-am voie să intru, că văd că nu e linia întreruptă. Păi asta e, eu mă bag. Văd că mai sunt mașini pe aici. Deci o parchez și eu și cam asta e. Eu mi-au la revedere de la voi. Și clar, ne vedem în următorul vlog. Până atunci, toate cele bune. Eu v-am salutat, pa, pa! About tomorrow.